Bună, bună! Sunt aici în grădină, ne-am gândit astăzi eu cu soțul meu să vă mai povestim câte ceva despre căsuța care se vede pe fundal. Noi suntem vecini cu casa pe care tocmai am luat-o. Și anume, cea mai inutilă cheltuială și cea mai proastă cheltuială pe care am făcut-o noi cu casa până acum, că nu avem decât de o 2-3 săptămâni. Ei bine, deși noi suntem vecini cu bătrânelul care avea casa și i-am spus că suntem interesați de casă și el ne-a spus ok, dacă o să o vând, o să vă dau vouă, vă întreb și chiar a venit la gard și ne-a întrebat dacă vrem să o luăm. Și ne-a tratat totul cu bătrânelul, bătrânelul ne-a arătat casa. El, fiind bătrân și de o anumită vârstă, nu prea a avut încredere sau curaj să meargă să umble pe notar pe așa și ce a făcut? A dat casa la o agenție. Iată așadar cum a mai cheltuit și peste 5.000 de euro pentru agenția care practic nu ne-a găsit casa, nu ne-a arătat casa, nu ne-a vândut casa, dar am plătit-o. Asta a fost cheltuiala, asta a fost sacrificiul nostru, ca să zic așa. Noi ne-am dorit foarte mult casa. Este exact în zona în care suntem deja, vrem să rămânem aici, ne place aici și are un preț destul de bun pentru ceea ce este în jur și atunci am zis că se merită și cei 5.000 de euro de agenție. Dar se putea și fără. Trebuie să fiu totuși cinstită în încheiere și să spun că am primit și un cadou de la agenție, și anume o șampanie.